Mamă, te rog, nu mă abandona! Diana nu a fost un copil dorit. Când a aflat că este însărcinată, mama s-a vrut să renunțe la ea. Iar tatăl a fost și el de acord cu decizia mamei de a nu păstra fata. Singura care s-a opus a fost bunica fetei care a convins-o pe fiica sa să-i dea naștere, deoarece va avea ea grijă de ea. După ce s-a născut fetița, bunica se ocupa de ea mai mult decât se ocupa mama ei. După ce a crescut, fata a încercat în repetate rânduri să se apropie de ea, însă femeii nu prea îi păsa de ea. Schimba câteva vorbe reci cu ea și atât. În ziua când bunica fetei a murit, fata a simțit că întreaga ei lume se prăbușește. Nu mai avea cine să o iubească. Nu mai avea cine să o ocrotească. Nu mai era nimeni care să o asculte și să o ajute. Într-una din zile, fata a mers la mama sa și a rugat-o ceva foarte important. I-a spus acesteia: "Mamă, niciodată nu ți-am cerut nimic, dar acum am nevoie de ajutorul tău. Vreau să devin avocat și am nevoie de bani." Pentru prima oară în viața ei, mama mi-a spus că mă va ajuta. Am crezut-o. Dar nu a fost deloc așa. Mama se despărțise de tatăl meu și cunoscuse un bărbat în Italia. Voia să plece de tot la el. Atunci am început să plâng și cu lacrimi în ochi i-am spus mamei mele: "Mamă, te rog, nu mă abandona." Însă mama m-a lăsat pentru acel bărbat. Mi-a spus că se va întoarce repede, că este doar o vacanță de o săptămână. Dar mama mea nu a mai venit acasă. Rămăsesem singură, fără niciun sprijin. Am plâns zile la rând. Mă simțeam abandonată. Însă Dumnezeu mi-a dat putere. Am reușit să mă angajez la un magazin alimentar. Iar șefa de acolo a fost atât de impresionată de povestea mea, încât s-a apropiat foarte mult de mine. După câteva luni, acea femeie era pentru mine precum o adevărată mamă. Mă iubea mult, mă sprijinea, mă sfătuia și mă asculta. În tinerețea ei s-a rugat mult să poată avea un copil, dar nu a reușit să facă unul. Adesea îmi spunea că eu sunt fata pe care nu a reușit să o aibă. În sfârșit aveam din nou iubirea și căldura unei mame. Femeia aceasta mă iubea la fel de mult cum mă iubea draga mea bunică care murise. M-a ajutat să devin avocată. Ea mi-a plătit taxele de școlarizare, cursurile de specializare, hainele, mâncarea și tot ce era nevoie. Era un înger pentru mine. Anii trecuse rând pe rând, iar eu devenisem o avocată de succes. Zilnic îi mulțumeam femeii de la magazin, șefei mele cu suflet de aur. Îmbătrânise. Avea nevoie de sprijinul meu, iar eu am decis să o iau la mine. Îi găteam, o îngrijeam și o iubeam din tot sufletul meu. Însă, într-una din zile, mama mea naturală m-a sunat și mi-a spus că are nevoie de mine. Era bătrână și neputincioasă. Nu mai avea pe nimeni. Se întorsese în România de mulți ani. Acel italian o părăsise. M-a rugat să stau cu ea să o îngrijesc. Însă eu i-am spus: "Nu pot să stau cu tine, deoarece mama are nevoie de mine." "Cum adică mama are nevoie de tine?" m-a întrebat ea. "Eu sunt mama ta și eu am nevoie de tine." "Nu, tu nu ești mama mea. Tu ești mama mea biologică. Dar adevărata mamă e cea care m-a sprijinit și care mi-a stat mereu alături și care m-a ajutat să-mi fac un viitor frumos," i-am spus eu. I-am dat mamei banii necesari pentru a merge la un azil să fie îngrijită cât de cât și m-am întors acasă la mama mea adoptivă. Am avut grijă de ea până în ultima clipă de viața a ei, așa cum ea a avut grijă de mine când eram amărâtă și lipsită de sprijin. Morala poveștii: mama nu este cea care te naște, ci aceea care te crește și te ajută să devii om. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.